la mijloace bugetare și mijloace speciale. Raportorul, dragă Maria Petrovna. Stimați consilieri, mulțumesc că ați început ședința. Vreau să vă spun că, într-adevăr, primele două întrebări sunt foarte strigente și o să vă lămuresc amănunțit ca să înțelegeți că nu trebuiau trei zile ca să discutăm. Soldul disponibil la noi, la mijloace bugetare, este 68.044,37 lei. Asta e soldul care l-am avut la 31 decembrie, care trece în anul ăsta și trebuie să precizăm planul, altfel nu putem banii ăștia să-i transferăm. Și soldul disponibil se propune ca să fie dat pentru datoria la servicii de proiectare a sistemului de canalizare a sacului. Noi acolo avem datorie 72.400 avem datorie și iată din ele 68.044 de luăm din soldul disponibil. Și la mijloace speciale 51.685, asta sunt banii care s-au strâns pentru lemne la sfârșit de an și trebuie să-i transferăm tot pentru lemne, dar trebuie iarăși să-i precizăm la articol ca să-i putem transfera pentru ceea ce s-au strâns reflectoarele pentru lemne, să aducem lemne la Dumbrava. Iată, astea sunt cifrele care le-am avut la sfârșit de an. Nu sunt grele, nu sunt multe, nu sunt înțeleasă. Iată, asta este. Vă rog, spuneți la urmă. Întrebări să vă întrebări. Vă spun întrebări. Vă spun întrebări. Vă spun întrebări. Asta la Comisia de Buget și Finanțe s-a discutat această temă. Am dat la dispoziție. Au fost membri de fracțiune. Îmi pare rău să zic când cineva din colegii noștri nu cunosc problema. Nu mai am avut practica când vă se mai dedică să se adună fracțiuni și ce fac să se dedică din nimic. Ar fi trebuit să facem și o practică asta. N-ai nicio problemă. O oră de trebuie să venim mai mult și să-ți facem. La Comisia de Buget și Finanțe a fost votat cu Comisia de Buget. Domnule, dacă nu s-a adăugat... La ce nimic ai spus pentru hectare lemne? Fă că astea locatarii care au plătit pentru lemne, da? Da. Pentru da. Câte ocupare? 450 de lei au plătit pentru un stier. Aici 450 lei intră și transportul care trebuie să fie transportat. Și aici o să fie precizat care la lemne, care la transport. La motorină. Motorină, da, și transport. Domnul consilier, domnul Victor. Vă rog, când aveți întrebări, ridicați-vă mâna. Nu nimic, e corect. Da, adresați-vă. Bine, punem fracțiuni, spune aici tot trecut la ședința de buget și finanță. N-am ductit. N-am ductit. Și vi poate să despre. Un la vot. Un la vot. Se precizează soldul disponibil la mijloace bugetare în sumă de 68.044. Lei pentru achitarea serviciului de proiectare, sistemul de canalizare satului Costești, mijloace speciale în sumă de 51.685 lei pentru achitarea lemnelor de foc și serviciilor de transport. Și a doilea... Gata, până aici. Atât, da? Atât, până aici. Vă rog, cine este pentru să ridicați mâinile? Unanim. Trecem la a doua întrebare, ceea ce v-am spus că este foarte important, cu redistribuirea mijloacelor la bugetul local. Înseamnă că noi avem primul punct, se precizează suma de 100.000 de lei de la articolul 242 la articolul 243 pentru achitarea reparației capitale a pavilioanelor de la grădinița numărul 2. Noi iată avem achitarea oamenilor care au lucrat acolo și trebuie mai câți achităm. Trebuie să precizăm unde a fost pus la 242, pentru că nu ne permite. Materialele au mers anul trecut. Nu merg, dar până am primit metalul ce lipiță nu-i plătită. Ele sunt, le avem planificate în altă parte. Pe alt articol, da? Da, pe alt articol. Ele au fost planificate numai la articolul care s-au permis, 142.000. Asta 100.000 care este aici, e practic adăugător, s-a dobândit la buget și de atât așa a fost pus pe articolul 242. Deci acum trebuie să trecem la articolul 243. Mai departe, se precizează 34.000 de lei pentru acei doi responsabili tehnici care au fost unul la construcția viaductului și unul la reparația capitală a drumurilor, a celor două segmente de drum. Asta strada Dacia și drumul care duce la grădinița numărul 4. Unul de contract este 13.700 și la construcția viaductului este 16.500. Asta este un punct necesar, fără responsabil tehnic, noi nu putem face construcția de o, adică n-am putut-o face. Oamenii au lucrat, dar acum trebuie să-i achităm. Cine e responsabil tehnic? Stoi oameni străini.
Doi oameni care au licență de responsabil tehnic. Dar ce străini? Păi ei au licență. Cine s-a adresat? Doar asta nu este concurs. Fiindcă până în 48.000 nu este concurs la servicii. S-a încheiat cu cei care au mai dus cu drumurile. Eu nu știu în ce mod s-a încheiat, dar ei au fost responsabili tehnici. Nu sunt sume mai multe. 16.700 și 16.500. Acum responsabil tehnic, el dacă de pildă s-a defectat ceva drumul, el răspunde mai departe ceva? El gătește actele de dare exploatare. Nu, el nu răspunde. El numai răspunde documente. Documentar și duci controlul tehnic. Cum nu răspunde? Nu, cum răspunde? Nu răspunde. El responsabil tehnic. Că el îți face problemă. Da, dar el duci și... Controlul? Controlul. Responsabil tehnic. Controlul duce. El răspunde, să spunem așa, nu financiar. Administrativ, poate. El duce control. Domnilor consilieri, eu am avut o idee. De pildă, dacă eu sunt responsabil în fața... El e responsabil în fața drum și el îi comunică primăriei. Păi, acolo s-a făcut ca ceva încălcări, ceva nu s-a... Asta așa. Asta și este calitate. El vine informat că acolo ceva pe regulă. El este acel care e de partea primăriei, nu de partea la cei care nu este efectuarea lucrării. Da, înțelegeți? El este cu noi, cu primăria. Și răspunde de efectuarea lucrării. Deci cine mai are problemă? Așa e lege și el, da? Așa. El întreabă mie sau vă întreabă vouă că așa nu mergi proiectul. Nu avem un control. Dar și e problemă că noi nu facem lucrurile calitative, ca care și nu mai interesează lucrurile. Care e funcțiilor de viață. Acum ajunge. Și tot aici, la punctul 2, mai sunt 4.200 lei, care v-am lămurit că noi avem datorie la cei pe proiectul de canalizare 72.300, dar din soldul disponibil noi am luat numai 68.044 și mai rămân încă 4.200 care trebuie să le luăm din coace ca să achităm suma integrală de datorie la cei cu proiectul de canalizare, cu servicii de proiectare a canalizării. S-au montat pe parcursul anului 2012 două puncte de evidență. Unul la Poiana, la Fântâna Tezană de la Poiana și unul la Fântâna Tezană de la Podiș. S-au montat. Este diviz de cheltuieli, lucrul este efectuat, este proces verbal, în sumă de 40.100. Aici ați avut o întrebare. Să avem de puncte de evidență. Să se duc cu tu la comentă. Nu, contoarele. Contoarele. La câți kilovați în fântâna din Poiană? Câți kilovați are fântâna? 10 kilovați. 10 kilovați. A doua câți kilovați are? 20. 20 kilovați. Apoi, domnule, eu știu... Eu am în vedere că la 20 kW e primul 40.000 de lei. Da, stați eu să vă lămurez. Nu știu că eu am făcut totele. Bătaște e una de la studiu. Dar păi eu știu că am studiu, domnule. Și practic, la studiu. Face proiect pentru armentarea fântânii Artezine 4. Să iei la transformator, cablu, tras până acolo, spune punctul, spune zonul. Înălțiu, contractă de eșel, dar este divizii cheltuieli. Domnule consilier, își poate să dea o întrebare. Contorul și n-am pus. Da. Îmi spune că la dumneavoastră, la președinte, cât v-a costat tot contractarea? Nu, stă Licuța, domnul Grigoră, transformator până la... Dar eu vă spun că la mine nu a fost distanță și am dat 73.000, toată montarea, cu tot punctul de evidență. Da, dar eu am drept să dau întrebare, doamne. Păi, dar nu știi mult. Dar eu vă spun și... Bine, mai are cineva de tocat la întrebarea? Nu, nu, mai este mai departe. Așa, dar avem 9.000 de lei încă de anul trecut, când a fost o delegație la noi în Postești și au avut cazare la combinatul Cicicul. Atunci a fost alocarea, acum e precizarea. Atunci noi am pus că de alocat, dar acum trebuie să precizăm suma, fiindcă la început de an poate se precizează. Și avem contracte de servicii, s-a cărat asfaltul, s-a adus petriș, toate contractele de servicii, s-a lucrat la gunoiște. Sunt de 80.000 de lei, am pus din ce luni eu, adică le modific. Avem la Banca de Economie comisionul de 10.000 de lei, trebuie să-l achităm. Avem datorie pentru acoperișul ambulatorii 72.600 de lei, care tot trebuie să o achităm. Iată, astea sunt toate sumele care acum trebuie să le precizăm la articole, ca
caiere să le putem ajuta la oameni. Da, dacă de comunitate. Ordinea artiziană de pe ala nu dat zonă. Operații. Comisiune. Operații? 700. Abia de la mine îți plătesc cu doar ea. Scrie acolo în viață de la mine. Cum le faci, da? Nu îi dăm bani. Nu era lui dăm bani. Nu am dat economie. Salariul. Dar era lui dar operații îi faci și între. Deci eu vă dau explicația la fântâna artiziană de la brigada tractoare. Acolo nu era debitul de apă. Și am solicitat la OGOM care a furat fântâna, am solicitat să vie să afle care e situația. Și a fost necesar ca să se implice, să scoată pompa din nou și să dea drumul la țavă în jos, să se afunde nu știu la câți metri acolo. La 22 de metri s-au afundat în jos ca să fie debitul de apă, că nu se ajunge prin pompa apă. Am e normal, am e normal de apă. Acum e, dacă nu o să scădească și să-și înseamnă că încă 13.700 este deja factura scrisă, lucrurile sunt efectuate, ele tot trebuie ca să le precizeze. Întrebări. Întrebări. Vă rog, dacă sunt, vă rog să vă expuneți. Doamna Natalia. Da, nu, la vot am zis. Punem la vot întrebarea în întregime. Privire la redistribuirea mijloacelor de la bugetul local. Cine este pentru? Rog să votați. Unanim. S-a obținut cineva? Cineva contra? Nu trebuie să nu contra, dar împotrivă.